Bună seara, bine ați venit la webinarul Analiza pieței de astăzi. Acum se aude, de abia acum am început. Ok, este în regulă pentru toată lumea. Vedem că parcă avem piețele mai active în aceste ore. Oricum, s-a observat în aceste zile o corelație puțin neobișnuită și anume, mă refer mai ales la ziua de ieri, dacă a fost atent, ceva ce foarte rar observăm, un dolar în scădere, gold stagnare sau scădere cu o zi înainte și indici bursieri la fel într-o mișcare descendentă. O decorelare temporară, cum am spus, mai rar întâlnită, pentru că știm că atunci când activele de risc sunt vândute, acțiuni, în general, mărfuri și așa mai departe, avem și o apreciere a dolarului, sau ar trebui să avem și o apreciere a dolarului și o apreciere a aurului, care ar fi mai puternică, depinde, dar cel puțin una dintre ele ar trebui să se aprecieze, probabil și pe fondul lipsei de participare din această perioadă. Am avut această neobișnuită decorelare. Am văzut un oarecare minim, un oarecare declin, imediat să măresc. Ok. Avem aici întâi SP500, barometrul riscului în piețele financiare, cred că am și un grafic mai bun. Și observăm încă o dată cât de puternică este corelația dintre timp și preț. Observăm la acest nivel cum prețul s-a ținuit câteva zile, după care am avut o retragere. Iar această retragere este cauzată de ciclul de 90 de zile de la acest minim și un avans de 180 de puncte, o corelație 1-2. Iată, 180 de puncte, 90 de zile, 28 aproximativ, până pe 28. Iată. Încă o dată, relația dintre preț și timp. Aș putea să iau un shape de genul acesta și să merg cu el pentru al plasa aici. De cele mai multe ori, un astfel de scoring, cum îi spunem, generează cel puțin o corecție. Acum trebuie să evaluăm, să vedem dacă este o corecție minoră, dacă este o corecție intermediară sau este o schimbare de trend. În mod normal, nu ar trebui să avem mai mult de o corecție minoră. Este într-adevăr un ciclu puternic, suntem la un nivel ridicat într-un blow of trend, într-o mișcare de epuizare, se vede foarte bine pe graficul monthly, acest blow of trend, care evident că la un moment dat se va prăbuși. Avem un ciclu puternic, dar mai relevant eu îl consider pe acesta, da? de la acest nivel. Acum rămâne de văzut. Un prim semnal de alarmă în general. Știm cu toții că tendința corecțiilor este să fie din ce în ce mai mici, până când trendul va fi complet. Și vă spuneam că o bună strategie într-un avans foarte puternic, atunci când avem o mișcare verticală în sus, este să cumpărăm când corecția se apropie de nivelul corecției precedente, cu stop loss sub nivelul corecției precedente ca puncte și timp. Practic, ea ne joacă un rol de suport nou. Suportul de aici este definit de valoarea corecției anterioare sau
acelei mai mici corecții pe care o avem. Dacă vom depăși 4 zile, vom avea o contrabalansare atât a prețului cât și a timpului, vom avea o corecție minoră de grad 2, vom încheia acest val și apoi vom compara această corecție cu corecția minoră de grad 2 de la acest nivel, să vedem într-adevăr dacă nu doar acest val va fi final. Pentru că dacă acest val va fi final, nu neapărat și întreg trendul. Să vedem dacă vom avea o corecție mai mare decât aceasta de aici, atunci trendul nostru de un an și el va fi finalizat. Pentru că nu, să avem o schimbare de trend primar, întâi trebuie să avem o schimbare de trend minor, apoi o schimbare de trend intermediar și așa mai departe. Dar este unul din reperele pe care ni le luăm. Eu, cum am spus, nu cred foarte mult în liniile clasice de suport și de rezistență, pentru că trasez foarte puține și, în general, traseara lor este strâns legată de corelația dintre timp și presiune. Sunt și aceste linii de jos. Și evit să trasez linii de minime și maxime și așa mai departe. Acesta este un reper bun pentru dumneavoastră în analize. Cel mai puternic ciclu, v-am spus, pare acesta. Întâlnim foarte des astfel de cazuri în care o campanie bull sau bear de durată se finalizează printr-un trend intermediar de 90 de zile. În mod normal ar trebui să avem și o corelație cu, nu doar timp, dar și o corelație cu prețul, ceea ce ne-ar spune nouă ce fel de corelație. 180 de puncte, adică undeva aici, destul de aproape, dar, da? Sau 270 de puncte. Și așa mai departe. O să urmăresc între timp și întrebările dumneavoastră. Sper că este cât se poate de clar. Structura indică o posibilă finalizare, dar nu pare întru totul cel mai bun moment. În mod normal, cum am spus acum, fie vom atinge un minim, aș monitoriza cu atenție acum. De ce? Pentru că iau acest ultim val, a început pe 0,8-0,8-0,9. Ok, eu cred că acesta va fi unul de 90 de zile. Atunci ar trebui să am niște vibrații la 30 de zile, la 45 de zile, la 60 de zile, care să-mi indice că într-adevăr este un ciclu relevant. Și am avut, iată, un minim la 30 de zile. Având acest minim la 30 de zile, voi încerca să identific un posibil minim și la 60 de zile. Un astfel de minim mi-ar indica mie posibilitatea, da, să vedem dacă acel minim evident găsește și suport și nu produce daune, da, nu, trendului, îl vom privi ca un posibil minim pentru un rally de 30 de zile care să finalizeze trendul. De asemenea, pentru ținte, căutăm, dacă vrem să găsim o țintă a unui trend ascendent și este foarte greu să o facem bine. Putem găsi extensii în trecut, dar o altă metodă este să găsim cea mai importantă retragere pe care acel trend a avut-o, o bază pe care el a arătat-o pe parcurs și să o considerăm că ea va deveni o retragere 50% în viitor. Adică iau, de exemplu, retragerea aceasta, măsor cât am până la minim de unde a început trendul, 950 de puncte, și o duc în viitor 950 de puncte și în genere, de multe ori vedem că un trend se finalizează printr-un astfel de mișcare. Baza aceasta devine un prag 1 pe 2 în viitor. Sunt câteva din semnalele utile pe care le urmărim. N-ar fi exclus să avem și aici un mic pattern de distribuție, eu știu, un declin. Avans, vom urmări. Sunt curios ce se întâmplă vineri sau luni, unde va fi piața. Cam
Oarecum ceva asemănător am văzut pe aur, pe metal. Metale în general, este cam încărcat acest grafic. Aș putea să utilizez silverul. Să vedem. Este cam același lucru. Silverul și petrolul. Da, avem aici cele două. Priviți puțin cum s-au întâmplat lucrurile aici. Avem un maxim. Ca să se vadă că acesta este maxim, da? Pe 2808 l-am marcat. Și i-a ghicit când avem un minus. Un minim, da? Exact la 90 de zile, este corect? Observați încă o dată forța acestui ciclu și la ceea ce mă așteptam, da? Pentru că deci am avut doar countertrenduri minore, observați un trend normal despre care am discutat foarte pe larg, mai ales la bootcamp, cu retrageri sub swing-ul precedent, dar cu avansuri de fapt sub swing-ul precedent, corecții minore, slabe, după care am intrat într-un pattern de trip struggling aici, sau creeping, cum îi mai spun, în care, iată, am avut un nou minim care a intrat în swing-ul precedent, minim în swing-ul precedent și tot așa, până când pattern-ul a fost rezolvat. Iată, pattern-ul este ceva de genul acesta și a fost rezolvat cu un rally exact la 90 de zile. Important este când găsim cicluri de 90 de zile să găsim și factorul, și prețul, și pattern-ul să susțină o astfel de mișcare. Dacă nu este o întâmplare deloc acest trend și aceste cicluri se respectă foarte, foarte, foarte bine. 28 și observăm că am avut și ceva minime aici, am avut ceva vibrații la 30 de zile, ceva vibrații aici la 60 de zile. Un minim, un maxim. S-a respectat foarte, foarte bine. Și vorbeam de ciclurile acestea de 90 de zile pe care metalele și petrolul le arată ceva asemănător. Avem și pe silver și pe gold. 0,88 au prezentat un maxim. Iată-l aici. După care am avut un maxim intermediar nu la 45 de zile. În mod normal, noi căutăm să vedem dacă sunt vibrații și când sunt acestea. Am avut o vibrație nu la 45 de zile, ci la 48 de zile. Am avut o deviație nesemnificativă, a spune, de 3 zile, care evident ne duce la o deviație totală de ulterior de 6 zile. Și am urmărit să avem un minim în 96-a zi. Am căutat o bază, am căutat inițial aici, am crezut că vom avea un spike. Cum vă spuneam, nu e suficient pentru mine să văd și în analizele trecute doar un suport din partea timpului. Vreau să văd un suport și din partea trendului și din partea pattern-ului. Nu e la fel de puternic precum cel arătat pe petrol. Am avut o bază aici, aș fi vrut să văd un minim care s-ar fi retras imediat, fie în acea zi, fie următoarea să fi fost un reversal. Acesta ar fi fost un semnal foarte, foarte prețios pentru cel puțin o corecție, da? Pentru că nu putem ști eventual unde să ducă prețul. Nu am avut, încă trendul arată vulnerabilitate. Să vedem dacă aceasta este o mișcare de capitulare sau nu. Și ne vom uita la acest counter trend, cât de puternic poate fi el. În mod normal, dacă el nu testează minimul precedent, minimul de aici, atunci declinul rapid va continua. Asta este, deocamdată, ziua de astăzi este prima de counter trend, după cum se poate vedea. De ce? Pentru că avem un maxim
față de ziua, a depășit maximul zilei precedente, dar swingul nostru este aici. Dacă el nu va reuși să depășească acea zonă și nici măcar nu testează, atunci arată un trend puternic descendent și declinul rapid va continua. Dar avem 96 de zile, o deviație de o zi aici, spune, după maximul de la acest nivel. Să vedem, pe petrol a lucrat destul de bine, a lucrat foarte bine cu această scuturare cumpărată imediat acest pattern. Oarecum putea fi asemănător și pe aia, dar și în general să ne așteptăm ca după în condițiile unui trend normal care arată aceste countertrenduri foarte slabe, la un moment dat să avem o consolidare sau o evoluție de tip struggling din acesta, adică nu vom mai avea maxime care vor fi sub minimele precedente și vom avea maxime care vor intra în minimele precedente. Este normal, un trend nu poate evolua în aceeași manieră de la început până la sfârșit. La un moment dat trebuie să consolideze, să se schimbe și așa mai, și așa mai departe. Și încă o dată vedem și aici cât de important este să înțelegem mai degrabă trendurile și countertrendurile decât să trasăm linii pe grafic. Observăm și aici cum, nu știu, pe baza prezumției că avem breakdown și apoi testare și de acolo prețul scade. Breakdown, testare și de acolo prețul dar revine la acel nivel și scade, nu este deloc relevant și adevărat, pentru că psihologic nu se poate întâmpla acest lucru, nu prea are logică în piață. Dar este încă un exemplu foarte puternic pentru care susțin forța unui ciclu de 90 de zile. Să vedem și pe 500. Ocamdată ne-a arătat o astfel de mișcare. Am avut în trecut, dacă vă aduceți aminte, iată, minimul din 0.624, maximul, da, din 0.919, să spunem o deviere de vreo 2-3 puncte. Și aici am avut foarte puternic, da, 90 de zile 180 de puncte. S-a repetat din acest minim 90 de zile 180 de puncte. Dar așteptăm să vedem dacă se va repeta încă o dată acest pattern. 90 de zile 180 de puncte. Da, ar fi undeva la începutul lui ianuarie, undeva în această zonă, ceva mai sus, care ar genera la rândul o corecție semnificativă. Evident că nu se întâmplă la infinit aceste corelații, dar vom monitoriza. Sunt foarte, foarte relevante pe indicii bursieri. Acum să ne uităm puțin și la euro-dolar. Euro-dolar, euro-dolar, unde ești? Euro-dolar. Ok, iată un grafic aici. Foarte tricky, așa să-i spunem, evoluția euro-dolarului în acest moment. Observați cum fiecare din aceste corecții a intrat în swing-ul precedent, din nou corecție care a intrat în swing-ul precedent, ceea ce ne indică posibilitatea și aici a unui astfel de pattern cu trei vârfuri, da? Ca acolo străpungeri sunt urmate de corecții ce intră în swing-ul precedent. Să vedem dacă se va respecta și aici acest pattern. Avem o luptă aici cu pragul 1 pe 2. 1 pe 2 avans din acest trend descendent și o consolidare la acest nivel care nu cred că va mai dura mai mult de 2 zile, adică mâine sau poimâine ar trebui să avem o mișcare importantă. Rămâne de văzut în ce direcție. Normal, deocamdată să presupunem că trendul în forță și aici ar fi cel descendent, deocamdată ar continua, dar nu este foarte, foarte clar. Ar fi o bună oportunitate să vedem un nou maxim care ar fi imediat vândut.
un breakout peste acest nivel care ar fi vândut, ne-ar indica un final, un pattern, un astfel de pattern complet. E destul de dificil arată el acum ca și setup, pentru că oportunitățile bune apar atunci când avem zone clare, setup-uri clar definite din punct de vedere al prețului, al trendului și al timpului. Dacă se poate, aici cel mai puternic ciclu de piață ar fi cel de 60 de zile, respectiv 60 de zile, deci ar fi undeva 2 luni, undeva la începutul lunii ianuarie. Și vedem aici cum avem două cicluri care coincid, dacă ar fi să ne luăm după ele, da? Cred că am putea să încercăm să găsim ceva și la metale și la petrol, și anume indicii bursieri, care ar finaliza un ciclu de 90 de zile pe 7-8 ianuarie, respectiv euro-dolarul, care ar finaliza, iată, un ciclu de 180 de zile de la minim, cu minime temporare la 60, respectiv 120 de zile. Sunt vibrații pe care nu le putem neglija și din acest motiv mă gândesc că începutul anului viitor, 7-8, ar trebui să aducă un prag important, de o schimbare de direcție. Să vedem dacă acela va fi un maxim sau va fi un minim, în funcție și de probabil și de evoluția din aceste două zile. Dar dacă în acea perioadă, când probabil se va relua în forță activitatea de tranzacționare, pentru că acum avem de-a face cu o perioadă mai cu volatilitate, cu lichiditate mai mică. Dar până pe 18 chiar avem evenimente importante și interes va mai fi până în acea perioadă, când probabil se va definitiva și finalul acestui an, iar din 7-8 vom intra în forță din nou cu lichiditatea și acel început de an coincide cu epuizarea unor astfel de ciclu, de aceea este și mai important de urmărit ce se întâmplă. USD-JPY. Cineva ne cere USD-JPY, să vedem unde este USD-JPY. Trendul ascendent îl vedem în forță, avem aici un reversal de un large, reversal de un outside day. Întotdeauna un outside day este periculos. Trendul este ascendent, probabil va rămâne ascendent. Va trebui să așteptăm corecții minore de grad 2, pentru că avem un val ce poate fi considerat complet. Și nu aș mai merge prea mult timp pe corecții minore, pe consolidări, și am avea nevoie de o corecție de grad 2. Și EURJPY vom vedea. Uitându-ne la Nikkei 225, observăm și motivul acelui avans al ienului japonez din ultimele două zile. Am avut un declin la acest nivel. Ar putea forma un pattern, dar nu știu. Probabil că evoluția ascendentă se va relua. Dacă nu apar surprize deosebite. Avem și GBP/USD, le monitorizăm pe toate. Facem un circuit și apoi revenim la fiecare. Este pe val GBP/USD, ce să spunem. Acum nu știu dacă aceasta este doar o testare mai sus sau este într-adevăr
o revenire, o intrare într-o zonă bullish a GBP-ului. Cam așa, cam așa pare, nu știu, nu știu ce să zic. Dar la cum arată graficul weekly, putem crede că s-a întâmplat și acest lucru și în mod normal ar trebui, eu știu, să adaptăm linia de trend după acea corecție, după acea consolidare rezolvată în sus. Ar trebui să considerăm că perspectivele sunt bullish în acest moment, că GBP-ul pe fond de optimism în piață, GBP-ul rămâne acum, eu știu, cam cea mai atractivă valută. Și dacă într-adevăr așa va fi, vom avea până pe 6-7 o continuare acestui val de optimism, atunci GBP ar fi o alegere foarte bună, dar nu știu, parcă toată lumea vorbește acum, dacă vă uitați, de Christmas rally. Absolut toată lumea. Da? Christmas rally este așteptat, pare un done deal. Parcă ar fi prea simplu, nu știu. Mai ales că pe fondul creșterilor pe care le-am avut, să nu avem o surpriză. Așteptatul Christmas rally să se transforme în altceva, să avem un Crăciun însângerat pe burse, cum s-a spune. Nu m-aș mira să se declanșeze un val de panică înainte de momentul în care graficele și, eu știu, aspectele psihologice fundamentale toate prognozele ar indica, eu știu, un final de an optimist și apoi un declin începând din 7 ianuarie sau ceva de genul. Pe de o parte că managerii de fonduri trebuie să arate profitabilitate în acest an. Pe de altă parte avem ultima ședință a lui Bernanke și va fi una fair play. Sunt, nu știu, de ce nu ar începe, eu știu, mari investitori, marele fonduri, marele bănci, vânzarea într-o perioadă în care publicul dovedește un interes mai crescut pe fondul acesta al optimismului legat de perioadă și așa mai, și așa mai departe. Nu m-aș mira să se declanșeze o mișcare puternică înainte de perioada de înainte de sfârșitul acestui an. Vom monitoriza cu atenție. Trebuie să fie și o cauză, eu știu. Nu știu, poate am avea date un NFP, niște date la care să producă un val de optimism pentru câteva zile. Și apoi Bernanke să pregătească o surpriză, da, cum să revină din nou optimismul în piețe pentru câteva zile. După ECB, după NFP și, eu știu, Bernanke să-și ia la revedere cu ceva surprinzător. Indicii despre un taper mai rapid, mai agresiv, nu știu, să vedem. Sau pur și simplu să vedem jucătorii mari că declanșează, că și lichidează pozițiile. Haideți să luăm puțin la rând de EURJPY. La fel, același situație, un trend puternic ascendent, predispus să se finalizeze în scurt timp, dar deocamdată este puternic ascendent, nu ne luptăm cu un trend puternic ascendent, cumpărăm corecții într-un trend puternic ascendent, asta este regula, deocamdată le vedem în forță. Nu înțeleg ce spuneți aici cu 5 decembrie.
La rată, vă referiți? Vom avea dobânzile și pe ECB și Marea Britanie. Nu cred că vom mai avea surprize, dar putem avea o oarecare influență. Da, vom avea mine. Ca de obicei, la GBP nu sunt chiar multe lucruri noi care ar putea să apară. Oricum, GBP este pe val și, într-un fel, ședința trebuie să confirme acest lucru. Cineva spunea și de AUD-USD. AUD-USD își continuă și el declinul. O zi puternic descendentă astăzi. Pare de neoprit, iată, după o testare la 50%, trendul descendent probabil va continua. Unde va continua? 1600, 400 și ceva de pipi. Undeva la 0,84, 0,85. Cam aici este ținta pentru AUD-USD. Vă dați seama că dacă avem un val de panică, AUD-ul și mai mult va fi afectat. Oportunitățile, evident că nu vom aștepta un breakdown aici pe care îl vom vinde. S-ar putea să avem o revenire de la acest nivel. S-ar putea să avem o revenire după această mișcare de epuizare. Vom căuta corecții pentru a merge mai departe cu trendul intermediar descendent. Nu prea apar astfel de corecții, am avut doar corecții minore. Cea mai puternică a fost aici, una, două, trei, patru zile, da? Una, prima zi care a depășit maximul, a doua care a fost ascendentă, trei, patru, după care următoarea a fost descendentă. Doar că am avut trenduri minore de grad 1 și avem prețul la 0,90, probabil în curând îl vom avea la 0,89. Încă o dată, pe fondul unui val, nu al unui val de panică, cum s-ar crede văzând doar GBP pică, GBP USD, dar nu prea pică din 2 decembrie, adică nu se poate spune că pică. Avem un declin foarte foarte mic. De fapt, ei nu știu dacă avem un... Da. Astăzi este prima zi de counter trend, pentru că este prima zi care depășește minimul zilei precedente. Aici este ziua de duminică, noaptea neglijabilă, deci luni a fost o zi ascendentă, a făcut avem un higher high și un higher low. Ziua ce a urmat a fost un inside day. Și ziua de astăzi, într-adevăr, a depășit minimul zilei de ieri. Și aceasta este prima zi de counter trend, care counter trend pare destul de slab. Nu, văd că nu găsește susținere. Un counter normal, primul nivel normal ar fi 25% și 3-4 zile. Ar însemna undeva spre 150 de pips, aproape 150 de pips. Măcar până la acest nivel ar fi trebuit să avem un counter trend. Normal că dacă ele se epizează deasupra linii de rezistență, dacă arată a counter trend slab și se reia creșterea și nu intră sub acest swing, ne indică un trend puternic ascendent și un iminent nou maxim. Avem trenduri puternice și se observă aceste lucruri pe piața valutară împotriva ienului și împotriva dolarului, dar nu și pe AUD. Iată și NZD-ul, iată o astfel de evoluție.
destul de urât pattern-ul arătat de NZD. Haideți să vedem și, eu știu, ce setup-uri interesante mai vedeți dumneavoastră în acest moment. Tare mult îmi place acesta pe petrol, un exemplu de pus în carte cu ciclu de 90 de zile, un ciclu absolut perfect. Ar fi interesant să vedem și aici cum se manifestă relația dintre preț și timp. Ia să vedem. Am avut un low la 92 și am avut un maxim aproximativ la 110. Am avea $18. Ar putea fi și ei niște corelații interesante. Iată, 90 de zile, $18. La fel cum pe SP500 avem 90 de zile, 180 de puncte. Am mai văzut lucrul acesta și pe argint, unde a funcționat destul de bine. 24, 18, nu atât de puternic de data aceasta cum a fost în trecut. Care vi se pare și dumneavoastră acum un pattern puternic, dacă ar fi să faceți o propunere colegilor? Ședința OPEC? Nu știu. Cred că ar fi mai bine să-l întrebați pe Radu, dar nu știu cum influențează ședința OPEC și nu știu dacă influențează piața. Avem acum ca și momente importante ACB-ul mâine, NFP-ul vineri. NFP-ul acesta mai mult ne va duce va pune într-un fel presiune pe Fed. Adică va fi un NFP cu efect întârziat, ar putea fi. Dacă el este foarte puternic, piața va aștepta ceva semnale de la Berbernache, nu? Și ar putea fi mulțumită sau dezamăgită ulterior. Vedem și de corelările acestea care apar și am putea avea reacții ciudate la evenimentele de mâine și poimine. Lichiditatea este mai mică decât de obicei, dubioase unele mișcări în care vedem și nu înțelegem de ce sunt. Dar bine, sunt temporare de o zi aceste decorelări, dar ar putea fi această reacție și vine. Normal că tendința ar fi ca un NFP puternic să ducă cu gândul la o posibilă mișcare din partea Fed-ului, dar rămâne de văzut aici. După cum am văzut eu în ultima perioadă, piața se gândește în felul următor. Când vede o știre peste așteptări, dacă este o știre bună, dar nu suficient de bună, atunci ea generează mai degrabă un val de optimism și piața nu se teme că Fed-ul ar putea mișca. O știre bună, dar nu suficient de bună, duce la o apreciere a indicilor și la o oarecum și o depreciere a dolarului uneori. Iar cam așa pare că gândește piața. Dacă ar fi într-adevăr un număr foarte, foarte bun și aici o serie de numere de date foarte pozitive, probabil că ar speria puțin piața, care o să se gândească mai, o să speculeze și mai mult ideea unui teapă, dar probabil că nimeni nu crede că ultima ședință a lui Bernanke va aduce ceva spectaculos, dar poate că vrea să-și a rămas bun așa cum se cuvine, în stilul lui caracteristic și nu știu. Mă gândesc că am putea avea o surpriză din partea lui, așa că la ultima ședință să fac ceva, nu știu, poate chiar să indice sau să ia decizia de a normaliza politica monetară după atâția ani, în care a făcut exact inversul și a hrănit trendurile speculative. La ce m-aș uita
Cred că m-aș uita puțin dacă la ce se întâmplă câteva zile înainte. Nu? Aș vrea să văd o creștere, ar putea fi o creștere pe niște date pozitive și apoi să se întâmple o astfel de surpriză. Am avut și din partea lui Draghi o surpriză, de ce nu am avea și din partea lui Ben Bernanke? Nu am apucat să văd întrebările de la dumneavoastră și presupusele setup-uri sau idei care vi se par mai puternice în acest moment. Probabil așteptați cu nerăbdare aceste evenimente, dar nu vă grăbiți să tranzacționezi pur și simplu evenimentele. Sau dacă aveți o idee, mergeți pe o surpriză. Atunci vor fi mai consistente. Așteptând va fi și este foarte foarte dificil de tranzacționat în felul acesta. Nu știu, pare dubios de previzibil un Christmas rally. Dubios de previzibil. Ar fi setup-ul pregătit ca piețele să crească până pe 7-8, da, mai ales indicii bursieri. Ar fi setup-ul foarte bine pregătit, ar fi și momentul final de an, dar poate fi o surpriză de proporții chiar, a spune. Chiar așa în preajma Crăciunului. Asta ar însemna ar avea efecte, repercusiuni puternice dacă mari investitori, marile fonduri se grăbesc să vândă acum. Înseamnă că ceva urât va urma dacă ei vor face asta acum. Bineînțeles că ei vor ști și ei știu ce va spune Bernat. Asta este clar și va trebui să vedem cum se poziționează pentru această ședință. Cred că legat de ECB și de NFP va povesti destule colegul Radu ieri. El vorbește mai mult despre aceste aspecte și de aceea eu prefer mai mult partea tehnică. O corecție pe USD Yen. Da. Ar trebui să fie acum o corecție minoră de grad 2 de, eu știu, 7-12 zile. Pentru că în aceste condiții doar o astfel de corecție poate să ne ofere oportunități pentru trading. Avem un reversal de puternic, prima zi de countertrend, sau măcar 4 zile și 25%, dar o primă corecție normală. Nu prea vreau să cumpăr după o corecție de 10%. Dar vreau măcar perioada maximă a unei corecții minore. 4 zile și 25%. Aș vrea să iau cel mai mic preț posibil într-un trend ascendent și acolo aș vrea să-l văd. Avem cât avem aici. 575, 130, cam așa. Este foarte, foarte puțin. Dar aș prefera, cum am spus, o corecție de 7-12 zile la 50%. De 200, aproape 300 de pipi. Undeva la acest nivel. Aici ar fi pragul 1 pe 2. Important și în trecut. Deci, aici aș vedea o corecție adevărată. Da? 1 pe 2 din trend. Undeva și pe suportul Ichimoku, dar deja ar fi undeva nu pe finalul acestui an. E destul de greu de spus după un declin atât de mic, iată și graficul de oră.
4 ore, unde putem oarecum să definim un trend. Da, dacă eu știu oportunitatea acum, dacă aș vedea că ziua de astăzi sau ziua de mâine arată un nou low, un nou minim și apoi vedem o revenire, am putea să ne gândim la acest aspect. Iată o testare corectă. Avem un maxim descendent acolo, un maxim descendent ce indică fie o consolidare, fie un breakdown la acest nivel. Panta acestui trend este foarte foarte înclinată. Nu știu dacă aceea este într-adevăr cea mai bună linie de trend posibilă. Nu știu dacă acela ar fi într-adevăr minimul. Măcar la o corecție, iată, până undeva în această zonă, 190, m-aș aștepta. Totuși. Dar e destul de greu să tranzacționăm în corecții. Este foarte greu. Aproape imposibil. Corecțiile de grad 1 sunt aproape imposibil de tranzacționat. Ședința Fed are loc pe 18 decembrie. Vom face un webinar special atunci, pentru că trebuie să ne luăm rămas bun de la Ben Bernanke, așa cum se cuvine. Vom urmări live desfășurarea evenimentelor. Așa cum vă spuneam, este foarte, foarte greu. Trebuie să avem un top foarte bine definit. Este simplu să privim topul. Bine, mulți ce fac? Încearcă topul de 10 ori la rând, nu? Cum văd un nivel sau cum văd că începe prețul să scadă puțin, consideră că poate fi un top. S-ar putea la un moment dat să-l prindă, dar pe parcurs fie au încasat multe stop-loss-uri, fie au fost surprinși într-o poziție descendentă și prețul a tot crescut. Este cazul foarte mulți trader, foarte multor trader, nu, care deschid o poziție de vânzare, apoi prețul tot crește și tot așa. Din punctul meu de vedere, este foarte, foarte greu să găsim un punct extrem al unui trend și singura situație în care putem face acest lucru este atunci când el este clar definit de toți factorii de influență ai trendului. Doar atunci ne putem să riscăm, da? Oricum, în trading se spune că trebuie să-ți asumi și riscuri, nu? Riscuri cunoscute și acceptate și măsurate. Dar din punctul meu de vedere, doar atunci putem, și atunci când deschidem o poziție pe un presupus top sau un presupus minim sau maxim, trebuie să o facem cu un volum mai mic decât de obicei. Și apoi, dacă este, ni se confirmă, să acumulăm, pentru că ești păcat să prinzi un top și apoi să câștigi foarte puțin din el. Ideea este să prindem topul și apoi să avem un counter, cel puțin un counter de grad 1 minor de 2-3 zile pentru a putea să deplasăm stop loss-ul pe punctul de intrare. Dar doar atunci ne putem risca să intuim un minim sau un maxim. Când avem un scoring, când putem să facem un scoring între timp, preț și trendul să ne indice acest lucru, atunci da, putem face asta. Altfel este inutil. Este inutil să încercăm acel lucru. Da? Timp, preț și structură. Altfel doar ne asumăm niște riscuri foarte mari. Ce se întâmplă acum pe aur? Ar putea să se întâmple ceea ce se întâmplă și pe crud oil. Dar așteptam, vreau să văd o bază. Nu mi-a plăcut ziua de aici. Dar poate va forma în cele din urmă un reversal pattern la acest nivel. Ar fost un semnal ideal ca această lumânare de aici,
în ziua 96-a să se închidă, să fie doar un, să devină pozitivă, să se închidă peste acest nivel. Nu cred că am putea și să vrem să găsim un semnal mai puternic decât acesta. Nu cred. Dar cine știe, poate a fost o mică deviație. Nici, și drept că nici prețul nu ne ajută. Nu avem un nivel stabilit, puternic. Eu aici îmi doream baza, aici îmi doream să văd baza. Aici a fost ziua 96, a fost perfect. Un minim, da, după minimul din ziua de 48 de zile minim. Dar vreau să văd ceva asemănător, iată, aici ar fi maximul, minimul acesta. Și minimul de aici vreau să văd ceva de genul acesta. Un semnal perfect, da? 48 de zile, 96 de zile. O deviație foarte, foarte mică. Cum nu știu ce să spun despre acesta, doar este o revenire temporară. A intrat într-adevăr un singur precedent. Pare mai mult decât atât, dar să vedem cum se va închide și ziua de azi. Poate este în cele din urmă un pattern bullish aici. Ar trebui ziua de ieri, într-adevăr, să revină măcar până la acest nivel undeva. Pentru a ne oferi și semnal câteodată. Vedem unele lucruri, să spunem, stabilim un pattern, dar evoluția pieței este de așa natură încât să nu putem să găsim și momentul potrivit de a intra în piață. Nu știu, ați văzut, găsim un nivel de rezistență, găsim un nivel de suport, dar pur și simplu atunci când așteptăm să declanșăm poziția, lucrurile nu se întâmplă chiar cum ar fi trebuit, cum ne-am fi dorit, conform strategiei noastre de a intra în piață. Puțin a dat peste cap aici scenariul bazei puternice de la acest nivel pe care o vedeam. Mă întreb puțin aici că acest pattern devine un fel de lower double top, un pattern de continuare. Asta a fost, să spunem, una dintre și una și o altă și o altă problemă. Da, poate că aștept eu prea să fie prea așa, să fie dus la perfecțiune setup-ul, da, și să am un minim de aceeași manieră după aceeași perioadă de timp. S-ar putea, de ce nu? Am putea avea și aici un mic minim. Să vedem și silverul, iată, și silverul la fel, arată. Încă nu știu ce să spun legat de ziua de astăzi. Dacă este un countertrend slab, nu știu, nu mi inspiră atât de multă încredere încât să iau o poziție cum mi-ar fi făcut-o, de fapt, dacă aș fi văzut această zi revenind sau ziua următoare revenind în forță. Pe aur arată mai bine, dar iată pe argint linia aceasta de aici mă deranjează, să încerc să o mut puțin. Să și mărim. Iată, deocamdată poate fi doar un countertrend slab. Nu ce se întâmplă la acest nivel și trendul descendent să se rea. Deci eu vreau în baza de fapt la acest nivel. Este acesta un pattern reversal mai greu de crezut, doar dacă ar crește prețul până aici, undeva. Altfel, e mai greu să găsim momentul acela în care evoluția favorabilă este iminentă. Pentru că și aici la fel am avut acest minim, maxim. Minim, iată, aceeași situație. Vine un pattern la o scară puțin mai mare. Cum vedem, lumânarea de aici, breakdown-ul acesta, îl putem oarecum asemăna cu ceea ce s-a întâmplat aici.
Da, și a fost doar o revenire temporară și apoi prețul a scăzut din nou. Nu, nu mai îmi place puțin ce s-a întâmplat aici. Aș vrea să văd evoluția asta puțin mai devreme. Acum nu aș ști ce să fac, nu aș ști dacă într-adevăr este un minim. Nu a confirmat și evoluția prețului ciclu puternic de 90 de zile care se arăta și care a funcționat destul de bine pe alte instrumente, iată și SP500 s-a lovit un destul de puternic de acest ciclu. Și avem un countertrend aici de 1, 2, 3, 4 zile. Perioada maximă a unui countertrend minor. Vedem și o tendință de a depăși în puncte corecția precedentă, ceea ce ne arată nouă posibilitatea ca acest declin să se adâncească și să avem o corecție mai amplă, o corecție minoră de grad 2, până, eu știu, într-o zonă de suport. Teoretic, dacă trendul, structura noastră rămâne intactă, atunci nu ar trebui să depășească 80 și ceva de puncte, 83 de puncte. Ar trebui maxim până aici să se deruleze și nici perioada. Din 19 până în 9, 11, vreo 20 de zile, 20-23 de zile, cam așa. Vreo 20 de zile ar fi undeva până până după ședința Fed. Și nu știu, poate vom avea un minim chiar în perioada aceea, 18. Și atunci ar fi decisiv, pentru că dacă am avea o continuare a evoluției descendente, am avea o contrabalansare a prețului și a timpului și ar însemna că trendul nostru, care durează de mai bine de un an de zile, ar fi finalizat. Nu, și am avea o corecție intermediară pentru campania bull din ultimii 4-5 ani. Și vom vedea dacă acea corecție intermediară va fi urmată de un maxim descendent care să ducă și la finalizarea acestui trend primar din ultimii ani. Să ne mai uităm puțin și pe EURUSD. Pare că a început puțin agitația. Iată-l, a recuperat declinul de astăzi și pare că vrea să crească și mai mult. Chiar spuneam într-una din analizele trecute că toată lumea vrea dolarul să se aprecieze, dar toată lumea, sau mă rog, la euro-dolarul vrea în jos și el se duce în sus, euro-dolar. Mă gândesc la un astfel de trend de tip struggling. Ce ar însemna? Însemna un maxim la acest nivel, undeva aici, vândut și apoi o rezolvare a acestui pattern. Mai degrabă o rezolvare negativă, dar rămâne de văzut ce surprize vom avea și în zilele ce urmează. Vedem puțină panică. Iată și aici surprinde puțin modul în care avem acum un moment de panică. Bine, nu o panică intensă. Indicii scad. Vedem cum și paritățile de carry trade scad, adică ea nu se apreciază. Dolarul nu prea reacționează la acest momentum, ci mai degrabă aurul. E când aurul începe să se miște în sus, înseamnă că, eu știu, ceva se va întâmpla. Vom urmări cu atenție. Sunt momente importante care ar trebui să ne spună deocamdată, nu mai mult de atât, atât pe metale cât și pe indici bursieri, dacă s-a finalizat corecția minoră
sau dacă vom avea o corecție minoră de grad 2. Deocamdată aceasta este întrebarea, pentru că o corecție minoră ar fi completă în acest moment. Da, și avansul pentru indici bursieri, respectiv declinul pentru metale, ar trebui să continue dacă aceasta este o corecție minoră. Și o vedem aici în toate frumusețea ei, 4 zile. Dacă va fi mai mult de atât, vom avea o corecție care se va întinde pe o perioadă mai lungă. 2-3 săptămâni, cu ceea ce am avut până acum, evident. Haideți să vedem și întrebările de final. GBP-ul arată că ar vrea tot în sus. Cine reacționează acum cel mai mult? Parcă cea mai vulnerabilă valută, nu? Audu are și cauze interne pentru care ea nu ține pasul acum cu indicii bursieri. O posibilă restrângere a gap-ului dintre randamentele pe care AUD-ul și restul valutelor le oferă. Problema AUD-ului este că la el ai de unde să scazi, ai de unde să tai, nu? Asta este problema lui. Are unde să scadă acest gap într-un moment de panică, mai ales. Când la euro-dolar mai nu prea are unde să scadă, randamentele sunt cam pe acolo. Nu sunt mari diferențe între cele două, încât să... Da, nu s-au construit foarte multe poziții pe fondul acesta al randamentului prezent și așteptat în viitor. Haideți și ultimele întrebări, dacă mai sunt. Dacă nu, vom discuta prin intermediul analizelor până săptămâna viitoare și apoi peste o săptămână, ultimul webinar al acestui an, când vom acoperi ședința live a lui Ben Bernanke din 18 decembrie, probabil ultimul moment important al acestui an, și apoi vom începe în forță din ianuarie, poate din nou cu ceva special legat de niște predicții pe 2014. Ar fi fost bine și poate că vom reuși pe 18 să facem puțin și un rezumat al celor petrecute anul acesta. Mă refer în termen de factori de influență, dacă aceștia vor continua și care vor fi factorii de influență pe anul următor, care ar fi factorii bullish, care ar fi factorii bearish, care ar fi cele mai importante întrebări pe care traderii și le pun în acest moment. Cam acesta ar fi. Pentru ședința ECB, nu prea știu ce să spun aici. Cred că v-a descris mai bine Radu iar această situație și puteți vedea webinarul înregistrat. E puțin dubios, pentru că vedeți ce se întâmplă cu euro-ul. Nu prea funcționează aici teoria clasică, conform căreia dacă ECB-ul mută în direcția devalorizării, euro scade. Nu prea ține această regulă din ce s-a vândut. Da, este teoretic, este negativ pentru valută acest lucru, dar piața privește ca fiind pozitiv pentru întreaga regiune, pentru evoluția șomajului, a economiei. Probabil că ceea ce fac ei nu este atât de puternic precum ceea ce face Fed-ul în termen, nu știu, și nici nu prea este o reducere. O reducere a dobânzii nu are prea mare semnificație, nu, efectiv în economie. Așa că
Eu știu, ca să submineze avansul monedei europene, ECB ar trebui să vină cu ceva mai agresiv, care chiar să aibă efect, nu știu, să anunțe dobânzi negative la depozitele băncilor comerciale la Banca Centrală. Aceasta probabil că ar avea un efect mai puternic. Pentru că acum piața, evident că va dori să vadă dacă Draghi continuă sau nu ceea ce a început luna trecută. Dacă este hotărât sau nu este hotărât. Adică mișcarea de luna trecută nu a fost atât de puternică. Și după cum văd eu evoluția aceasta, înseamnă că pare că piața, mari jucători, nu văd o continuare agresivă din partea lui Draghi. Ei au, normal că s-a știut de această decizie. Prețul a fost forțat mai sus, după care cei care au speculat reducerea dobânzii au făcut-o. Bine, erau și aspecte tehnice, dar neglijăm acel lucru. E după decizia de politică monetară, când și publicul a sărit să speculeze această mișcare, wow! Nu? Toți au văzut-o ca pe oportunitate, nu traderii de publicul. E, avansul s-a reluat și s-a reluat destul de puternic. Nu. Ceea ce ne indică nu că s-ar putea să nu avem o astfel de confirmare. Din punct de vedere tehnic, v-am spus, cel mai probabil vom avea un maxim aici care va fi vândut. Cam așa ar arăta evoluția normală a unui astfel de trend. Da? Un maxim aici care apoi, nu știu unde va fi mâine, să vedem, în această zonă, 1.3650. Care să fie vândut. Asta ar fi problema aici, oarecum că depășește zona aceasta de confort, să spunem 50%. Și când depășește zona 50%, te poți aștepta și la o testare în cazul nostru de față, a maximului precedent. Nu putem să știm când. Cel mai bun moment este când ne lasă un maxim marginal peste 50%, cum a fost aici. Dar iată, nu a găsit continuare. Următoarea zi a fost un reversal. Arată ceva presiune la cumpărare. Și din acest motiv, așa aș vrea să văd un scenariu util. Un high undeva în zona 36-50, care să fie reversat. Dar să vedem și pe ce fond ar apărea el, și atunci ne-ar indica nouă măcar o tentativă de o scădere temporară. Să vedem dacă ea va duce și la confirmarea acestui pattern în direcția trendului descendent, pe care îl considerăm aici ca fiind dominant. Dar vom mai reveni mâine și poi mine o analiză cu aceste setup-uri. Mulțumesc pentru participare și mult succes. Aveți grijă cum tranzacționați foarte responsabil, în primul rând, la aceste evenimente ce pot crea dificultăți și neplăceri. La revedere!